Bună ziua, doamnă directoare! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Numele meu este Vasile Calupir. Penelopa Brătescu, directorul acestei școli. Îmi pare bine de cunoștință. Haideți să încercăm câțiva pași împreună. Corect. Eu o să încep să vă întreb, chiar de la bun început, cum v-a venit ideea să cereți ajutorul Bookland România? Nu a fost o idee premeditată. Pur și simplu am găsit informația pe internet, undeva prin luna octombrie. Și pentru că aveam o nevoie stringentă de renovare, am zis să încerc. N-a fost deloc o speranță că se va materializa. A fost doar o încercare și iată că în luna decembrie, pe 21 decembrie, am aflat că suntem printre școlile eligibile, printre cele 25 norocoase și s-a întâmplat. Bun, iată că s-a întâmplat. Da, Doamne ajută. Asta e foarte bine. Cum ați rezistat ritmului feroce impus de Asociația Bookland România? A fost mult de lucru, dar credeți-mă că niciodată nu l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca în această perioadă. Deci au fost atâția oameni de bine în jurul meu care m-au ajutat, m-au sprijinit, s-au implicat alături de mine, cărora le mulțumesc din suflet. Ați implicat tot potențialul? Am implicat de la elevi, în primul rând, pentru că am învățat cumva, nu puteam să perturbăm în totalitate procesul didactic și ne-am mutat cu clasele de gimnaziu, când la etaj, când la parter, ei ne-au ajutat, l-am mutat mobilier, l-am mutat cărți, l-am mutat apoi părinții în curățenie, părinții, da. Colegele mele, cadrele didactice, au ajutat de asemenea la curățenie, la șters, la tot ceea ce a fost nevoie și în ultimul rând comunitatea locală, primăria care a venit alături de noi și ne-a sprijinit, acceptând să plătească manopera lucrărilor. Da, bine, asta era oarecum știută, fără acordul primăriei, fără acordul dumneavoastră, n-ar fi debutat niciun fel de lucrare în școala dumneavoastră. Da, asta clar, e clar. Da. Bun, o să urcăm și la etaj, că vreau să văd o școală cu două etaje. Da? Un etaj, parter și etaj. Da, a spus bine și domn profesor de istorie. Domn profesor Albulescu, da. Da, era un vis pe care l-avea în tinerețe. Da. Ce frumos. Să dăm culoare școlii. Era un vis care, iată, după 40 de ani a ajuns să devină realitate. Ia uite ce hol frumos, colorat. Super. Ne așteaptă o ușă deschisă acolo. O școală plină de culoare, da. Da. Vă rog. Spuneți-mi despre abandonul școlar, dacă există aici în localitate. Există, dar sub 1%. Avem 4 cazuri de elevi care au abandonat școala. Da. Sunt elevi care provin din familii greu încercate și nu și-au putut permite luxul acesta, pentru că în zilele noastre a venit la școală încă este un lux pentru multe familii, din acum păcate. Există și mai multe motive să totuși să vină la școală. Da. Da, spuneți. Acum sper că felul în care arată școala să-i atragă pe copii mai mult și să-și dorească să vină la școală, pentru că acum chiar au tot ceea ce le trebuie. Putem intra într-o clasă? Rog. Vă rog, după dumneavoastră. Da. Aici avem un mic laborator de științe, cu materiale didactice, cu microscop. La vedere sunt elementele didactice importante. Da. Să știți că Bookland România este predispus la o relație stabilă, să știți. Aveți la îndemână un telefon, un mail. Da. Puteți păstra legătura în continuare, există o deschidere totală. Ei rămân la fel de implicați ca și dumneavoastră. Așa că, iată, supervizăm o relație care se poate dezvolta frumos și armonios. Și am și recomandat, avem școli în împrejurim care au văzut ceea ce facem noi și m-au întrebat cum ai făcut, ce fac și deja au scris și au primit mail de confirmare și au fost anunțați că în curând va începe o nouă lansare de proiecte, să se pregătească, ceea ce a fost o veste minunată pentru colegii mei. Vă rog să-mi povestiți cum era școala înainte față de cum arată acum, adică să creăm așa un scurt istoric. Școala este construită în anul 1969, pardoseala pe care o aveam în clase de atunci data, era parchet, dar parchet vechi. Parchet vechi. Ăla e un parchet foarte bun, dar atâta vreme cât e îmbibat. Nu, un timp a fost îmbibat și curățat cu motorină. Apoi zăpezile de altă dată veneau, se umflau, erau cuie bătute în parchet, nu mai mergea recondiționat. Pereții erau zugrăviți cu var,
și se vedeau denivelări, se vedeau, erau inestetici. Uh-huh. Acum au culoare, au viață, e cu totul altceva. La ferestre aveam acele perdele obișnuite de pașcani, da, pe care an de an le spălam, se mai... Uite, așa, erau franjuri, da, foarte frumos. Pentru foarte că tot creez această atingere, aveți un mesaj pentru sponsorii care s-au implicat? Le mulțumim din tot sufletul, în numele elevilor, în numele întregii comunități, nu am cuvinte să le mulțumim. E minunat ceea ce au făcut. Da. Și o ultimă întrebare. Credeți că o școală curată, o școală, era să zic modernă, nu știu, e ceea care arată ce într-un fel, fie... chiar ce trebuie, e un factor esențial în dezvoltarea, în procesul educațional? Eu zic că felul în care arată acum școala contribuie mult la starea de bine a elevilor și a cadrelor didactice. Prima întrebare, chiar între colegii mei, discutam cu ei după ce am finalizat etajul și după Paște, după vacanța de Paște, ne-am mutat la etaj, în etajul nou construit, am întrebat, spuneți-mi dacă starea voastră de bine s-a îmbunătățit și mi-au confirmat că da. Deci, atâta timp cât starea de bine există, cu siguranță și rezultatele școlare ar trebui să apară. A fost greu, n-a fost ușor, dar a meritat. Categoric, da. Aș lua-o de la capăt, dacă ar fi să încep. Și știu că sunteți sinceră, pentru că ați stat cu noi toată ziua. V-am simțit extrem de implicată, foarte aproape de copii. Și așa, cu atitudine neautoritară, și asta mi-a plăcut foarte mult, dacă doriți așa un feedback. Mulțumesc! Și copiii foarte aproape de dumneavoastră. Și asta pentru mine a fost elev în viața mea, în existența mea. Devine o apreciere absolută. Mulțumesc. Tot ce fac, fac pentru copii și dacă ei sunt fericiți și eu sunt fericită și împlinită și dorm liniștită seara acasă. Un mesaj pentru generațiile care vin, pentru părinți, pentru comunitate, pentru entitățile, să zicem, pentru cei care, nu neapărat care ne conduc, pentru, în general, pentru factori de decizie, de care școala depinde. Să nu renunțe niciodată la visurile lor. Când am preluat funcția de director, aveam atâtea visuri și nu credeam că se va împlini niciun și iată că majoritatea s-au realizat. Deci să nu renunțe niciodată la visuri, la credință și la muncă. Că în fond, prin muncă s-a realizat tot ceea ce s-a realizat. Bun, ne spuneți-mi în 5 cuvinte, dar doar în 5 cuvinte, caracterizați de fapt tot acest mic fenomen care s-a întâmplat. Profesionalism, implicare, dragoste, bună dispoziție și stare de bine. Ați găsit. Am găsit. Da. Și acum un mesaj pentru Bookland. Tot așa, vreau să stăm așa ca într-o poză de... În numele tuturor elevilor, în numele cadrelor didactice, vă mulțumim și apreciem ceea ce faceți pentru învățământul românesc. Așa, o să vă strâng mâna. Cunoașteți sloganul Bookland România? Împreună construim oameni.